Mă simt onorată să fiu astăzi aici, ca reprezentant al Bordului Copiilor, susținut de UNICEF România și al tuturor copiilor din țară. Am remarcat numeroasele inițiative care au fost adoptate de Parlament în România în ultimii ani și mă declar încântată să observ că lucrurile la noi în țară se schimbă încetul cu încetul. Am norocul de a mă afla astăzi aici, datorită părinților și profesorilor mei, care mi-au oferit șansa de a primi o educație adecvată și care m-au ajutat să mă dezvolt. Totuși, în România secolului 21, unul din 5 copii nu termină 8 clase și aproape unul din 2 adolescenți de 15 ani este analfabet funcțional, adică are dificultăți în a înțelege un text. Oare nu merită toți copiii din România să beneficieze de șansa de a-și atinge adevăratul potențial? Educația nu ține de noroc. Educația este un drept. Este o normalitate de la care nu se admite excepții. Vă rog să vă gândiți la cauzele problemelor pe care le avem de rezolvat înainte de a căuta soluții. Ce avem de fapt de rezolvat? Gândiți-vă la copiii care nu au o familie, la cei care nu reușesc să ajungă la școală, la cei care nu au căldură în școala lor, la cei care nu își permit să-și cumpere nici măcar caiete. Trebuie să conștientizăm problemele, să încercăm să ne dăm seama care sunt ele cu adevărat și de unde provin. Educația nu e doar despre noi copiii, ci despre România. Noi, toți copiii, ne dorim să învățăm. Noi, copiii din România, ne dorim stabilitate. Ne dorim o schimbare, nu doar de dragul unei schimbări. Ne dorim o lege a educației stabilă și sustenabilă. Atunci când legiferați, gândiți-vă pe termen lung, gândiți-vă la noi toți. Mă regăsesc în cuvintele academicianului Solomon Marcus. Nu este o anomalie faptul că cele mai frumoase cărți de matematică, fizică, chimie, biologie, nu sunt cele școlare, ci cele extrașcolare. Este oare normal, înțelept, ca actul didactic să rămână mereu asociat cu plictisul, hazna și urâtul? Visez ca ceea ce mi se cere elevilor să nu fie reproducerea unor date, ci construirea unui discurs propriu, pe o temă inedită. Am încheiat citatul. Știm că o parte dintre dumneavoastră sunt profesori și vă rugăm să ne încurajați în eforturile noastre, să ne simțim cu toții ascultați și înțeleși. Vă rugăm să ne încurajați să gândim. Ne dorim să înțelegem o informație și nu doar să o memorăm. Gândesc, deci există. Ne dorim să gândim, ca să putem fi, să fim oameni, să avem un raționament. Ne dorim aceeași informație știută de milioane de ori pe de rost? Sau ne dorim milioane de gândiri cu un ideal comun? O țară educată este o țară puternică și echilibrată. Dacă există copii în România care nu își doresc să fie educați, eu nu i-am cunoscut încă, deși am stat de vorbă cu mulți dintre cei care nu merg la școală. Cu toții ne dorim să mergem la școală, dar mai ales să fim noi înșine, să gândim critic. Oare ne dorim România superficialității sau una a dezvoltării și inițiativei? Inițiativa se naște acolo unde are loc. Într-o societate în care educația este pe primul plan, în care măsurile luate sunt statornice, iar înțelegerea precedă memorarea. Pentru asta avem nevoie de o lege a educației actualizată, care să fie implementată la fel, indiferent de majoritatea din Parlament sau Guvern. Avem nevoie de materii adaptate la contextul secolului 21, care să asigure același nivel de educație și într-o comunitate izolată și în centrul capitalei. Avem nevoie de investiții în educație, ca acele sute de mii de copii să meargă la școală, să învețe, să-și finalizeze studiile și să-și atingă potențialul. Știm că rezultatele sunt bune. Asigurați-vă că nu sunt modificate cu fiecare ocazie și că sunt aplicate uniform în reședințele de județ și în cele mai sărace comunități. Toți copiii au dreptul la educație. Ajutați-ne să fim, ajutați-ne să ne dezvoltăm, să sperăm, să analizăm, să gândim. Ajutați-ne să acționăm. Vă mulțumesc!